Partea din Firidă. Un bătrân avea o fată nemaipomenit de frumoasă și de teamă că i-ar putea o fura cineva, o ascunse în Firida dintr-un perete, unde puse să se zidească o ușă pe care numai el o putea deschide. Avea o lampă înăuntru veșnic aprinsă, deoarece nu avea nicio lumină. Fata își cosea rochii și timpul trecea. Veniră fel de fel de pețitori, deoarece se dusese vestea despre fata închisă în Firidă. Bătrânul răspundea ba că nu are nicio fată de măritat, ba că n-a avut nici când fată, ba că are și n-o dă nimănui, ba că o dă celui care va ști să o găsească. Un băiat orfan și sărman auzi și el despre această poveste și porni să ceară fata de soție. În drum se opri la o casă și bătu în ușă, dar nimeni nu-i deschise, așa că băiatul rămase afară noapte. Un șoarece veni lângă el și îi vorbi: băiatule, eu știu de ce ai venit. Vrei să iei fata bătrânului zidită de vie? Eu te voi ajuta să deschizi zidul și să scoți fata afară. Șoarecele fluieră și deodată se iviră mii de șoareci care porniră cu băiatul spre casa cu pricina. Șoarecii roaseră zidurile încetul cu încetul până dimineața și fata fu eliberată din închisoarea ei. Bătrânul se trezi și, văzând cele întâmplate, spuse: îți dau fata căci o meriți. Dacă ai putut să faci minunea de a o scoate de acolo, de unde am închis-o, la nuntă, invită și șoareci și inundașii se cam speriară la început. S-au împrietenit apoi și au băut și au mâncat până n-au mai putut, toți la oaltă.